27, Pene, 2, 29 și domnul Ștefăniță, 30. Cu 30 de voturi, decizia cu privire la numirea domnului Talmaci în funcția de secretar interimar al Consiliului Municipal și Municipiului Chișinău a fost aprobată. Domnul Talmaci, vă felicităm încă o dată. Dacă vreți un cuvânt. În primul rând, vă mulțumesc pentru încredere. Îmi să fac tot posibilul și ca în perioada cât ați exercit interimatul să îndeplinesc la nivel funcțiile de secretar. Și totodată vreau să spun că prin această decizie cred că situația care s-a creat în ultima vreme în municipiul Chișinău va fi deblocată și în felul acesta vor avea de câștigat atât primăria cât și locuitorii municipiului Chișinău. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, vă rog să vă luați loc aici alături de noi. Felicitările noastre încă o dată. Eu sper că nu ați reușit încă, dar probabil cunoașteți componența Consiliului Municipal.